O parte a comisarilor de la Protecția Consumatorilor din Gorj ar putea fi detașați pe litoral vara aceasta. Mădălin Giurcău, comisarul șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj, a declarat că în funcție de solicitările de la Autoritatea Centrală, Comisariatul Gorj va trimite comisar la mare pentru controle. Instituția de la Gorj nu are decât 9 salariați și în perioada de vară aceștia merg pe rând în concedii de odihnă. Din acest motiv, anul trecut un singur angajat al CJPC Gorj a fost detașat pe litoral și a făcut parte din echipele de control. Dacă se consideră necesar, ne vor solicita și nouă personal din cadrul CJPC Gorj, dar în momentul de față nu ne-a venit nimic de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor referitor la litoralul 2019. Depinde acum de necesarul de comisari care se găsesc în perioada respectivă la servici, având în vedere faptul că foarte mulți comisari în perioada iulie, august, septembrie sunt în concedii. Și în funcție de necesarul care de tematicile de control pentru care se vor desfășura acțiune pe control, pe litoral, se vor solicita, bănuiesc, și în cadrul, din cadrul nostru, din cadrul instituției noastre, comisar să fie detașați în acea perioadă la mare. Anul trecut am avut o singură persoană, vedem anul acesta care va fi posibilitatea și în funcție de ce comisar vom avea disponibil, ce ni se va solicita de către președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. În fiecare an, la malul mării acționează zeci de comisari detașați din alte zone ale țării, având în vedere perioada aglomerată din sezonul estival.